Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la Flash Monden, bunii mei! Azi este cu bani, cu bogăție, cu lux, cu opulență. Este ziua internațională Fi Milionar. Faceți loc, faceți da? Loc, intră trolerele cu bani aici da, să nu vină. Intră. Unde nu, sunt? Nu, nu, unde nu. Sunt? Nu, nu. Dar ce-am făcut cu ele? Nu intră, dar sigur că ne putem imagina. Până la urmă, nu e așa? Să visezi, nu este interzis. Dar e dureros. Ce? Da. În fine, oricum ar fi, ziua merită sărbătorită. Da, merită, așa este. Dai și tu un card, ai la tine un card ceva, un pliculeț? O... Măi, am... am niște datorii. Ți le dau imediat să te ocupi de ele, dar hai mai bine. Să vedem titlurile ediției. N-am multe, doar la bănci. Bianca Drăgușanu e pe cai mari și a cumpărat casă cu vedere la mare, tocmai la Dubai. Vedem imagini senzaționale la Flash Monden. Lino Golden s-a dat peste cap, a făcut tot ce i-a stat în putință să se împace cu iubita, dar degeaba. Ce s-a întâmplat? Aflăm în această seară. Pășim într-o casă de vis demnă de coperta unei reviste. Kendall Jenner deschide larg porțile imagini la Flash Monden. Bianca Drăgușanu, viață ca Andrai și alta nu. S-a supărat așa de tare că și-a mai luat o casă. Oricum îi place ei mult la Dubai și s-a săturat să tot plătească de fiecare dată cazare. De ce să nu-și cumpere o casă? Da, domne, păi sincer, zi și făcut. Dar știi cum a cumpărat-o? Cum? Doar uitându-se la niște poze. A dat banii. Serios? Pac, pe niște poze. Adică mormanul? Da. Pe niște poze. Așa că nici nu ne mirăm că a ajuns acolo cu inima cât un purice. Dacă era vreo cocioabă, mă. Ce s-a întâmplat? Ai, măi, Cove, tu unde trăiești? Dar cum să fie cocioabă la Dubai? Hai să fim serioși. Da, ei, așa este, așa este. Da, mă, da, și să cumperi casa pe nevăzute? A? Zi păi tu. Da, păi și dacă nu o făcea Bianca, cine să o facă? Da, ai dreptate. Hai mai bine să vedem cum arată noul cuibușor. Săturat Bianca să tot caute și să plătească camere de hotel și cazări pe la Dubai și cum acolo se simte cel mai bine, copilul e fericit pe tărâmul însorit, și-a luat inima în dinți și și-a cumpărat locul ei. Da, acum urmează să văd ce am cumpărat. Și sunt foarte emoționată pentru că n-am mai făcut niciodată chestia asta, dar pentru că am încredere, mi-a luat inima în dinți și am făcut această tranzacție, aș spune, legată la ochi. Să vedem dacă este conform așteptărilor mele. Așa emoții de multă vreme n-a mai avut Bianca. Face ea nebunii multe și câte a făcut până acum nimeni nu mai știe, nici măcar ea. Dar acum se plimbă parcă pe nisipuri mișcătoare. Sunt copleșită de emoții acum pentru că trec printr-o stare în care aș putea să zic că sunt mai sensibilă. Cu toate că eu sunt o insensibilă sau sunt miserupist așa, dar astăzi... Astăzi am un milion de lucruri pentru care să fiu emoționată. Ei, și când a ajuns la destinație, n-a avut de ce să fie nemulțumită și să spună asta nu-mi place, aici ar fi putut fi altfel. Priveliștea i-a tăiat respirația. Locul în care a cumpărat apartamentul este încă în construcție, dar a vizitat copia lui fidelă. Ce mai Bibi se simte la Dubai deja ca și acasă. I will have oil olive. Apartamentul e destul de spațios, aranjat cu gust, dar după ce primește cheile, sigur își va pune Bianca talentul în acțiune. Living area. It will be also furnished like this. But yeah. Better furniture for sure. And this is the bedroom. Oh, nice. Yes. Drăguț, drăguț, dar dacă se gândește bine, e ok pentru o primă investiție. Țelul ei e o casă mare cu piscină, tot la Dubai. Hai. Cornel Crișan, prezentatorul rubricii Așa da, așa nu, și-a luat lumea în cap și a ajuns la Novi Sad. Cu ocazia Serbian Fashion Week. Exact. Și bineînțeles că facem și noi un tur al orașului. I-am adevărat imediat la Flash Monden. Da. Ai luat bilete de avion? Ai luat tot ce trebuie? Nu, că avem cazare? Mergem. N-avem nimic. Mergem cu trotinetă. Hai, lasă.
Când te doare sufletul din dragoste, este cel mai rău din lumea asta. Dacă e și băiat, este și mai rău. Așa este, că la voi și o răceală. Îmi văd, gata. Da, așa este. Noi simțim altfel durerea, Diana. Da, uite, măi, și Lino Golden este într-o mare suferință. Dar și cine mai e așa, nu suferind? Hai, lasă. Nu. Da, așa e, fosta iubită, nu-l mai vrea înapoi. Pe el, da. Asta zic, păi da. Și fanii au încercat să îi împace. Așa. Artistul a încercat tot ce se poate, încercăm și noi. Ia și-o acasă dacă vrei, că uite, e trist sărac. Păi, și ce să-i fac eu, măi, la ce? Faci un ceai, dă-te-i. Hai, cam, aș putea să caut. Sau de sunătoare. Dar nu mai bine să se ducă să se distreze cu băieții. De ce să plângă după o dragoste care oricum dacă nu e, nu e? Că unde dragoste nu e? Nimic nu e. Pere leagă capă mare, femei pe mine călare, mașina pe stradă și bă girofare, bubuie boxele tare. Viață tumultoasă, agitată, drame, suferință și iubire. De toate are parte Lino Golden. Artistul e ocupat cu concerte, vede doar muzică, sport și nu are timp de pierdut. Dar când dragostea doare, nimic nu mai contează în jur. Patron, te usuc, zic că stau în somn, picioare pe tron, vreau milioane ca pe tron, nu mă bala somn, până nu iau luma, mă o casă cu pontom. S-a despărțit de fosta iubită și ea, uite să vezi că-i pare rău. A stat, s-a gândit, s-a învârtit și n-a mai știut ce și cum să facă, așa că a apelat la ajutorul fanilor, vorba aceea. Unde-ți mulți, puterea crește și niciodată n-ai de unde să știi când apare o soluție salvatoare. După despărțire, la nervi și supărare, Lino a cam aruncat spre ea săgeți otrăvite, scrie presa. Iar când și-a dat seama că de fapt e cam îndrăgostit și ar vrea să o aducă înapoi, s-a lovit de un mare refuz. Trist, nu? Fanii au sărit în ajutor și l-au îndemnat să facă primul pas. Și nu oricum, regulamentar, elegant, cu flori la ușă. Du-te la ea cu un buchet de flori, lasă orgoliu și storiurile cu tot felul de înțepături. Reacția lui Lino Golden a apărut imediat și l-a cam dezumflat pe fanul săritor. M-am dus, dar degeaba vere. Lino Golden s-a afișat pentru prima dată alături de Patricia în luna noiembrie anului trecut, dar după numai 5 luni de amor intens, dragostea a ars prea tare și s-a stins. N-am timp de vrăjeală, e buburit, are sânge pe nară, are un lipes, nu îi place la școală. Cove, da? Iată, ți se alinează astrele. Așa? M-ai dus în călătorii virtuale, de le-am și uitat numărul, iar acum a venit și rândul meu. Vai, ce mă bucur, unde mă duci? Tocmai la Novi Sad, în Serbia. Și eu, tot cu ajutorul lui Cornel, a făcut un tur al orașului. Ce bine, ce drăguț, pe noi nu ne-ar fi luat într-un bagaj ceva. Dacă în mod normal punctul de pornire al unei călătorii într-un oraș este gara, aeroportul sau centrul orașului, ei bine, în cazul de față în Novi Sad, punctul zero de unde trebuie să vă începeți călătoria este portăreața Petrovorodin și mai exact acest ceas. Ceasul din spatele meu, care este foarte important pentru locuitorii din Novi Sad, deoarece se mai numește și ceasul beat. De ce? Pentru că acul mic nu arată ora cum suntem noi obișnuiți, ci arată minutul, iar acul mare arată ora. Deci cumva când l-au construit au omis acest fapt. Drept urmare avem ceasul beat în spate, dar toată priveliștea pe care o veți vedea aici o să vă dați seama că este una spectaculoasă și își merită cu adevărat numele de Gibraltarul Dunării. Mă aflu în inima frumosului Novi Sad, în punctul central al orașului, iar în spatele meu este catedrala, cum o numesc localnicii. E o catedrală destul de veche, de pe la 1892, dar tot în punctul zero al orașului o să găsim și primăria, o clădire extraordinară, care pe vremuri de mult apuse ajuta oamenii să le dea de veste când erau incendii, pentru că aveau niște clopote foarte impresionante acolo. Mai mult decât atât, tot în centru o să găsim unul dintre cele mai vechi hoteluri din Novi Sad, de altfel cel mai vechi, care datează din 1854. Drept urmare, acest punct zero al orașului este unul de o încărcătură aparte. Istoria este la fiecare pas. Drept urmare, una din vizitele voastre în acest oraș trebuie să înceapă și aici.
Recunosc că sunt pentru a șaptea oară, cred, de Novi Sad, dar de fiecare dată ajung în acest loc extraordinar. Mă aflu într-un tramvai, un post tramvai, dacă aș putea să spun, care a fost transformat într-o cafenea. De altfel, vechiul tramvai care circula în centrul Novi Sadului a fost dezafectat și au păstrat un vagon pe care l-au transformat în cafenea. Este un loc spectaculos, așadar, cafeaua de dimineață trebuie să fie băută aici, în acest loc vechi și cu de fiecare dată când vin în Novi Sad, nu există excepție să nu intru în acest magazin. Am impresia că mă întorc în timp, undeva în 100 de ani în urmă. Este locul în care vechile tradiții de prelucrare a pielii încă se mai folosesc. Drept urmare, o vechi meșteșugare în tot ceea ce înseamnă piele. Îi puteți găsi în acest magazin. Cu siguranță este un magazin care... pe care nu puteți rata dacă ajungeți în Novi Sad. Drept urmare, nu vă dau numele, dar cu siguranță o să-l găsiți pe alea principală și haideți cu mine să descoperim ce putem găsi înăuntru. De 160 de ani de cultură sunt în spatele meu, pentru că mă aflu în fața Teatrului Național din Novi Sad, un loc spectaculos. Dacă aveți posibilitatea să ajungeți și să și intrați înăuntru, vă asigur că nu o să vă pară rău. Am reușit să intru de câteva ori și este o clădire extraordinar de frumoasă. În partea laterală a Palatului Episcopal o să regăsiți Biserica Ortodoxă, o biserică foarte frumoasă, merită să intrați, să o vizitați și mai mult decât atât, o să regăsiți foarte multe asemănări arhitecturale între stilul lor și stilul pe care îl regăsim în bisericile românești. Arhitectura Novi Sadului este una extraordinară, cu totul aparte față de restul Serbiei. Dacă în Belgrad regăsim clădiri vechi combinate cu o bună parte de clădiri moderne, bine, Novi Sad, arhitectura s-a păstrat. O să găsim foarte multe stiluri aici, de la bizantin, la stil specific sârbesc. În spatele meu este clădirea episcopală, iar un lucru interesant este că în anul 1919, prințul regent Alexander a urcat chiar la acel balcon și s-a adresat sârbilor în vizita pe care el a efectuat-o în acel an aici. Drept urmare, arhitectură interesantă pentru un oraș frumos. Încă un lucru interesant pe care aproape să-l uit este faptul că Palatul Episcopal nu se vizitează, dar cu mine, haideți să vizităm restul de străduțe din Novi Sad.
Kendall Jenner își deschide porțile casei și ne primește în paradisul ei. Vedem imagini senzaționale imediat după publicitate. Rămâneți cu noi! Am revenit, urmăriți Flash Monden, este una dintre cele mai bogate femei, iar astăzi mergem și noi în vizită la ea acasă. Kendall Jenner nu s-a uitat la bani nici când a cumpărat casa, nici când a renovat-o. A modificat-o, așa se zice, mopușor, nu fiecare colțișor, iar acum totul arată de-a dreptul wow. Nici nu are sens să vorbim de investiție, pentru că vă dați seama, zerourile... sunt multe. Și cadoul nostru cu care am ciocanit la o șeie cu multe zerouri, nu? Da. Zero, 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 nu? Zero. The overall vibe that I was going for was really peaceful. I wanted to feel super calm. You're kind of up in the mountains up here and surrounded by a lot of nature, so I also wanted to feel open and there's a lot of windows. De cum a văzut casa, a știut că ei trebuie să fie. A cumpărat-o și s-a pus pe renovat și mai ales decorat. Kind of the first thing when you walk in, I'm very proud of it, is my James Turrell. I have always wanted a James Turrell, so I was really excited when I got it. It's so peaceful and calming, and he actually makes these pieces to meditate in front of. It's actually called Scorpius, and I'm a Scorpio, so I hold it close to my heart. This is my, I guess, formal living room. I made sure there was no TVs in here. So we get into a lot of deep talks in here. We actually hang out in here more than I thought I would. I usually have the fire going, whether it's winter, summer, fall, spring, whatever it is. This is my bar area. You always need a good bar. My mom is notorious for having the best bars, just like really beautiful, really set up pretty well. So I feel like this is a really special place. Boemă din fire și cu veleități de artist, chiar dacă recunoaște singură că nu prea are talent, dar de voință dă pe afară, Kendall Jenner și-a transformat o cameră într-un studio de artă, iar orice pictor ar fi invidios. You kind of lead into this room, which I have now created into an art studio. This was a movie theater for like the first year that I lived here, but I had an idea. I was really stressed out, I was working a lot, and me and my friends used to just go in the backyard and paint. În casa ei există o sumedenie de locuri în care să te simți relaxat și înconjurat de oameni dragi. A decorat fiecare loc astfel încât să încapă toată lumea. This is my dining room, which I love. There's a lot of woods in here. We kind of did this double rug thing, which I thought was really cool, and it warms up the room a lot. Me and my friends come in here actually more than I thought I would, and I try and use it as much as I can, just because it is a nice way to like talk to each other. So this is most definitely the most used room in the house. We are in here almost every single day and night. I make dinner with my friends most of the time, and I never knew that a certain kitchen could make you want to cook so much, because my last house I never cooked. În virtutea meseriei, are nevoie mai mult ca alte doamne și domnișoare de un spațiu în care să intre ciufulită și să iasă ca o divă. So down here, technically these are two bedrooms, but I needed the space, so I kind of made these into like a fitting room, which I also kind of call my Hannah Montana room, and my glam room, so I'll take you into the fitting room. It's always kind of a mess. This is where I do all my fittings and kind of throw clothes in here. This is where I pack for long trips or trips at all. This is my glam room, also a very used room in my house. Everyone in my family has a good glam room. There's a really nice door so my glam people can come in and out really easily and not have to walk through the whole house. And this wall of magazines is something that Kim started a long time ago. We all kind of copied her. This is my master. There's this first little sitting area when you walk in. I usually come in here and meditate, chill out. This is my massive bed. I love it so much. Probably the most comfortable thing of all time. This is my double-sided fireplace and my massive TV, which I didn't really think through. So at nighttime when it's on, it's just really bright because it's so big. Cea mai mare fiță însă o găsim în baia ei. Așa ceva nici în reviste nu ți-e dat să vezi. A lot of love for my gold tub. I'd say at least 3 times a week I'm in this tub. It's my favorite ever. And then this is my closet. I don't think I've ever had a closet this big, so I was really stoked about it. Fun fact, I purge pretty much a U-shape, so every room almost connects to the backyard, surrounded by a lot of nature, as you can probably hear, which I love. It makes me feel super out of LA. We hang out here so much. I just got all these vintage quilts, so I'll just lay them all out on the grass, and me and my friends will come out here. Da.
Doamne... E, cum ți se pare Kendall Jenner? Bă, știi că e cea mai faină dintre tot clanul, din tot clanul Kardashian. Eu... Arată bine, da, are potențial, are potențial, tinerică, frumușică, naturală, tu ești naturală, ești frumoasă, e, nu mai pot bea, îmi place de ea, de nu mai pot. Și mie la fel, dar îmi place și casa, de ce să zic, îmi place și casa, are și locuință, deci unde stă, pe ce adresă, ca să mă duc să caut. Stai liniștit, să dau eu cu siguranță de va primi, are nevoie să... De grădinar? Grădinar, să mai curețe cineva prin casă, să mai... Bravo. Păi nu poate, îi dai vreo referință, ce știi? Ce să-i dau? Referință? Da. Ce ai? Ei, că gunoiul. Tu te duci frumos aranjat, îmbrăcat la ușă și spui, și zic, bună, am venit cu referințele, acum... Exact, am venit să duc gunoiul. Dacă te poftește bine, dacă nu, te-ntorci aici. Mă duc după sifoane, mă duc oriunde mă trimite, nu stau la coadă. În fine, ne luăm la revedere și vă dăm întâlnire la o nouă ediție Flash Monden, tot aici la Prima TV. O seară minunată. Toate cele bune.